Gheorghe Pop de Băsești, luptător pentru emanciparea națională a românilor transilvanieni Gheorghe Pop de Băsești a reprezentat, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, figura cea mai proeminentă a intelectualității laice, nu numai din Sălaj, ci din întreg nord-vestul țării. Colaborator luminat și energic al marii generații ce ne-a precedat și conducător înțelept al celei de azi. El a întruchipat continuitatea luptei naționale și nădejdea, totdeauna tare, într-un viitor mare și glorios al neamului românesc. Îl caracteriza Iuliu Maniu, potrivit lucrării dicționar biografic de istoria României editura Meronia, 2008. Gheorghe Pop de Băsești s-a născut la 1 august 1835 în localitatea Băsești, județul Sălaj, într-o familie de nobili români, fiind fiul lui Petru Pop de Băsești și al Susanei Pop de Turț. A urmat studiile liceale la Baie Mare, 1846-1852, și la Oradea, 1852-1854, devenind student la Academiei de Drept din Oradea, 1854-1859. A efectuat stagiul militar în armata austro-ungară, 1859-1860. Începând din 1860 a deținut funcția de prim-prector, apoi de judecător la forul orfanal și comitatens. În același an s-a căsătorit cu Maria Loșonți și au avut două fiice, Maria și Elena. Cele două evenimente din 1867, reprezentate de constituirea dualismului austro-ungar și de hotărârea dietei Transilvaniei de la Cluj de a anexa Transilvania la Ungaria, au fost urmate de un protest energic al națiunii române prin pronunciamentul de la Blaj. Casa de la Băsești a intelectualului Sălărjan a devenit locul mai multor întruniri politice, unde au fost dezbătute marile probleme cu care se confrunta societatea românească transilvaneană. Gheorghe Pop de Băsești a fost ales deputat în 1872, în Parlamentul de la Budapesta, de către alegătorii români, dar și maghiari din Cercul Electoral cei Silvaniei, calitate pe care a deținut-o consecutiv trei cicluri electorale, până în anul 1881. Adusă susținută luptă împotriva dualismului austro-ungar, pronunțându-se vehement împotriva legilor școlare discriminatorii din 1868 și 1879, împotriva legii naționalităților, a legii electorale, a legii presei. Într-un discurs rostit în acest parlament arăta, noi stăruim pe aceste plaiuri mai bine de 2000 de ani. Toate durerile și toate nădejdile ne leagă de pământul pe care trăim. La conferința națională de la Sibiu din 1881 s-a decis unificarea celor două partide românești, cel din Banat, cu cel din Transilvania, sub denumirea de Partidul Național Român din Transilvania, Banat și Ungaria, al cărui obiectiv principal îl reprezenta revenirea la autonomia Transilvaniei, iar ca tactică de luptă, pasivismul, refuzul de a lua parte la viața politică din Ungaria, ca a lipirii Transilvaniei la Ungaria. Din comitetul de conducere al noului partid făcea parte și Gheorghe Pop de Băsești, în calitate de responsabil al zonei Sălaj, Sătmar și Maramureș. Timp de două decenii, a fost alături de doctor Ioan Rațiu, Vicențiu Barbeș, George Barițiu, în fruntea PNR, îndeplinind funcția de vicepreședinte. El a fost mereu un centrul evenimentelor politice, fiind unul din organizatorii conferințelor partidului. Gheorghe Pop de Băsești, a fost unul dintre promotorii redactării memorandumului și anaintării acestui a înaintării acestuia împăratului austro-ungar Franz Iosef. Făcând parte din delegația celor 300, a fost inculpat în procesul de la Cluj din mai 1894, condamnat la un an închisoare, fiind închis în temnița de la Vax. Aflat în închisoare, îi scria unui prieten, 20 august 1894. Fiind sănătoși, vom putea suporta greaua și neuitata pedeapsă. Aici, toți oamenii noștri se poartă cu resignație. Nimeni nu se plânge. Sunt convinși că din temnița noastră se va naște libertatea neamului nostru. Din decembrie 1902, Gheorghe Pop de Băsești a devenit președintele PNR, reușind să aducă în Comitetul Executiv reprezentanței generației tinere, printre care Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Octavian Goga, Aurel Vlad, Ion Rusu și Irianu, Valeriu Braniște. A prezidat conferințele naționale ale PNR din anii 1908, 1909, 1910 și a avut strânse relații cu fruntașii politicei României, Mihail Cogălnicianu, Nicolae Filipescu, Titu Maiorescu, Nicolae Iorga înainte de izbucnirea primului război mondial, Gheorghe Pop de Băsești, în calitatea sa de președinte al PNR, se declara împotriva tratativelor inițiate de guvernul condus de Istvan Tisza, în problema drepturilor naționale ale românilor, convins fiind că acestea se vor încheia absolut fără niciun rezultat. După izbucnirea războiului, a menținut trează conștiința națională a membrilor acestui partid, a inițiat și încurajat nenumărate acțiuni ce vizau direct urgentarea unirii cu țara, a luat poziție împreună cu Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Vasile Lucaciu, Ion Rusu și Irianu, Octavian Goga și alți fruntași ardeleni, împotriva elementelor care preconizau un loialism pro-Habsburgic. La 12 octombrie 1918 era adoptată, la Oradea, istorică hotărârea PNR, citită în Parlamentul de la Budapesta, în 18 octombrie de deputatul al Vaida Voevod, prin care românii din Transilvania arătau că sunt hotărâți să uzeze de dreptul la autodeterminare, pentru a-și lua soarta în propriile mâini. În consecință, a fost convocată Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la data de 1 decembrie 1918, fiindu-i acordată Marea Cinste de a prezida lucrările acestei importante reuniuni. În această calitate, Gheorghe Pop de Băsești a deschis adunarea, rostind cuvintele. Vrem să zdrobim lanțurile robiei noastre sufletești, prin realizarea marelui vis lui Mihai Viteazul unirea tuturor celor de o limbă și de o lege, într-un singur și nedespărțit stat românesc. Adunarea Națională a Poporului Român din Transilvania, Banat și părțile Ungariei a primit rezoluțiunea prezentată de Vasile Goldiș în întregimea ei și astfel. Unirea acestor provincii românești cu țara mamă și cu celelalte provincii surore lipite ei este pentru toate veacurile pecetluită. A subliniat Gheorghe Pop de Băsești, după aprobarea rezoluției de unire. La 2 decembrie 1918, a fost ales președinte al Marelui Sfat Național, adunare reprezentativă, care trebuia să gestioneze problemele legislative până la unirea de plină. Gheorghe Pop de Băsești a fost decorat de către regele Ferdinand, la 11 decembrie 1918, cu Ordinul Corona României în grad de Mare Cruce. A încetat din viață la Băsești, la 23 februarie 1919. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!